Un nou târg dedicat apicultorilor a avut loc în acest weekend la Râmnicu Sărat. Evenimentul Zilele Apicultorilor din România a fost organizat de Sindicatul Apicultorilor din România, Asociația Apicultorilor Profesioniști Albina Râmniceană și Primăria Râmnicu Sărat. Oamenii trebuie să conștientizeze că orice albinuță mică pe care o regăsește pe o plantă face polenizare și apar legumele, fructele. Dacă în 4 ani de zile, Albert Einstein a spus, apicultura ar dispărea și omenirea. Și acest deziderat este foarte important. În primul rând, mierea și produsele colaterale sunt medicament și după care sunt aliment. La eveniment a fost prezent și ofițerul în rezervă, Gabriel Ciorobea, vicepreședintele Sindicatului Apicultorilor din România. El a amintit despre importanța statutului de fermier crescător de albine, pe care trebuie să-l dobândească orice apicultor din țară. Va trebui să luptăm să ni se recunoască statutul de fermier crescător de albine. Deci să dispară din vocabularul nostru cuvântul de apicultor. Pentru că și acești crescători de albine trebuie să aibă aceleași drepturi ca oricare alt fermier care crește vaci, porci sau are ferme agricole. Crescătorii de albine și producătorii din zonă și-au etalat și de această dată marfa în piața Volantă din fața primăriei Râmnicu Sărat. Sunt produse naturiste cu efect terapeutic, dermatocosmetic, 100% naturale, fără conservanți, parabeni, aditiv, parfum. Mierea, lăptișorul de matcă, polenul, propolisul, veninul de albine și ceara sunt produse apicole bine cunoscute, care contribuie din plin la întărirea sistemului imunitar.